Să știți că începem săptămâna în forță, cu credință într-un viitor luminos și cu speranța că binele și dragostea va triumfa. Și să știți că muzica este hrana iubirii. Iată de ce e nevoie să continuăm să cântăm și să creăm. Cu o premieră muzicală, cu un videoclip care o pune atât de frumos în valoare și cu titlul de Libre, a venit interpreta Mihaela Andrei. Inițial, dragilor, eu vă îndemn să urmărim acest videoclip, apoi discutăm cu interpreta. Audiție și vizionare plăcută! Iată că aceasta a fost Libre de la Mihaela Andrei. Un titlu atât de sugestiv, chiar dacă este în contextul dragostei, însă până într-un final, dragoste este cea care mișcă universul, dragoste este cea care mișcă lumea. Mihaela este alături de noi, te salut cu mare drag, îți zic bună seara și bine ai revenit la Tezaur TV și mă bucur că încep săptămâna cu tine. Bună seara și bine v-am regăsit! Mulțumesc pentru invitație! Felicitări pentru această producție! Wow! I-aș spune eu! Mulțumesc! Și hai să le luăm pe rând, pentru că din câte îmi amintesc eu despre piese și participarea ta la Eurovision, ai anunțat încă în toamnă când ai fost la noi, da, în acest platou, dar vrem mai multe detalii, cu cine ai lucrat. Deci această piesă a fost concepută pentru Eurovision chiar din toamnă, de prin luna octombrie. S-a gândit la conceptul piesei. Am lucrat și de data asta în colaborare cu Paul Gamurar, este cel care a semnat muzica. Textul l-a scris un băiat foarte talentat, Anatolie Vornicescu, și e combinația asta frumoasă între engleză și spaniolă. La videoclip, video mood, îi mai spunem, a filmat, a avut grijă de imaginea asta minunată, un băiat la fel de talentat, Nicu Capbătut, iar cea care a avut grijă de imaginea mea, de stylingul meu, pentru că a fost două vestimentații, două scene, hai să zic,
A avut grijă Diana altfel, pe această cale le mulțumesc tuturor. O echipă nu atât de mare, dar foarte, foarte bună. Profesionistă. Profesionistă, da. Și asta vorbeam chiar până la startul emisiunii despre că se vede, se simte amprenta unui profesionist, acolo unde este implicat, exact. Un om care își cunoaște foarte bine meseria. Exact. Se vede pe rezultatul final. Da, vreau să ne spui despre ce este piesa Libre, Libertate. Dar vreau mai multe detalii pentru cei care nu cunosc, pentru că, după cum ai zis, e o combinație dintre engleză și spaniolă. Hai că cu engleză ne-am mai obișnuit noi, mai puțin cred că cu spaniola. Din contextul melodiei, Libre înseamnă... deci înțelesul sau mesajul acestei piese este că femeia este puternică, sunt după o relație nefericită și acum respir cu libertate. Deci sunt liberă, puternică, nu mai plâng. Cum ați văzut și în videoclip, sunt două scene unde arăt că femeia poate fi puternică, da? Dar arăt și partea când femeia poate fi foarte blândă, foarte așa sensibilă. Așa că din acest context, libertate în tot sensul cuvântului. Gata, da, puternică. Sunt două imagini care te prind foarte bine, apropo. Însă părerea mea este că acolo unde tu ești în gen de femeie vamp, îți stă atât de bine. Fie că eu te-am văzut mai rar, pentru că de regulă te știu așa, mai finuță, feminină, și aici o altă Mihaela. Da. Care este feedback-ul acestui videoclip? Ce-ți spun cei apropiați? Ce-ți spun urmăritorii? Am primit multe reacții frumoase și bucură faptul. Cum spui și tu, pentru mine e ceva nou. Deci pentru mine imaginea asta e nouă. Deci când eram și la montare împreună cu Nicu, deci mă miram de fiecare cadru. Băi, asta sunt eu? Asta sunt eu? Atât de, da, expresivă. Diana a știut foarte bine cum să scoată în evidență niște chestii și pe această cale îi mulțumesc și fetei care a făcut make-up-ul, Libovio Jo, care mi-a făcut niște de pisică adevărați. Cam da, și uite că această nuanță de păr a ta, de foc, știi? Da. Se priește mai bine ca niciodată, aș spune eu, cu aceste culori. Cum a fost procesul de filmare a videoclipului? Cum te-ai simțit? Cât a durat? Deci, probabil e primul produs pe care l-am filmat foarte repede, în 2 ore. Pentru că eram și noi încărcați cu alte activități și studioul în care am filmat era foarte ocupat. Dar mi-am dat seama că oameni talentați se pot face lucruri frumoase chiar și în timp mai puțin. S-a lucrat mai mult la montare, dar de filmat am filmat repede și foarte așa, constructiv, că am avut foarte puțin timp și trebuia să reușim. Dar eu cred că rezultatul e frumos. Eu mai știu că ideea de a filma un videoclip a venit mai târziu. Da. Deci s-a lansat evident inițial piesa pentru preselecția Eurovision. Da. Ulterior, ce a mișcat cu voi să faceți un videoclip? Deci piesa de fapt nu era lansată nici pe canalul meu de YouTube oficial, era doar prezentată pe canalul Televiziunii Naționale pentru Eurovision. După audiții am zis că trebuie să lansăm piesa, n-o ținem undeva acolo. Și inițial, da, nu am planificat un videoclip, dar am zis că n-ar strica să facem o imagine. Și mai mult am vrut să scoatem în evidență emoție, dansul ăsta ușor sălbatic, dacă îl vedeți și în videoclip. Am vrut să punem accent pe imaginea mea, pe focul ăsta, pe părul ăsta foc roșcat. Deci asta a fost ideea și conceptul. Mai puțin acțiune, cum e și în alte videoclipuri, da, cu scene, cu... Dar aici s-a lucrat mai mult pentru imagine frumoasă, pentru dans, pentru libertate. Și va ieși. Așa, mulțumim. Asta e părerea mea, cel puțin. Obiective, subiective, deja judecă ceilalți. Cum a fost la Eurovision? Pentru că mai este puțin. De fapt, în data de 29, dacă ar fi avut această lună 29 de zile, atunci erau exact, se împlinea exact o lună de zile. Da. Cum a fost? A fost frumos. Eurovision pentru mine înseamnă un nou început de fiecare dată. Eu mă redescoper în acest concurs, chiar dacă am participat solo în 2015 pentru prima dată. Pe parcursul anilor am fost și în back vocal la colegele mele de scenă, Valeria Pașa, Ana Odobescu, cea care a reprezentat țara. Anul ăsta am zis că hai să revenim în forță. E mult mai mare responsabilitatea când ești în față și nu ești în spate.
Am avut emoții, da, cine mă cunoaște au și văzut au citit. Mirela, ai fost emoționată. Cu siguranță am fost emoționată. Nu ai cum. Deci eu nu cred că există interpret, artist care să iasă în scenă în fața publicului și să nu aibă emoții. Dar a fost frumos. Nu știu, cel puțin ne-am străduit să avem o prestație bună și deja s-a decis. Mult succes Zdupilor, fraților Advahov, să reprezinte cu bine țara noastră. Dar impresiile sau uneori faptul că poate nu ești apreciat la justa valoare, nu-ți cam frânge aripile uneori? Nu știu ce să spun, n-ar trebui să ne frângă aripile și planurile și visele pe care le avem. Suntem mulți interpreți buni, talentați, fiecare are loc sub soare, așa că pentru mine... Nu știu, mai puțin, oricum contează, sigur, decizia juriului. Tare mult mi-aș fi dorit să fie un show televizat, cum se făcea în fiecare an și atunci când oamenii de acasă... Și să fie acel televoting. Exact. Când oamenii au acces să voteze, să-și aleagă cumva favoritul. Dar anul ăsta am fost pregătiți pentru ceea ce ne-a oferit Televiziunea Națională, așa că nu trebuie să învinuim pe nimeni. Mulțumim de ce este. Cine ți-a mai plăcut din participanți? Cu siguranță voi mai trageți cu ochiul la evoluarea celorlalți și vă dați și voi cu părerea. Au fost piese bune anul ăsta, cu toate că s-au aruncat cu pietre și cineva... În fine, s-au găsit oameni care au comentat urât că selecția a fost Știu la, ce, la ce te refer, da, în momentul da, în care nu prea ai la cine te uita sau nu prea ai pe cine urmări. Da, au fost piese bune, a fost selecția bună, deci chiar avem interpreți buni. Poate mai cunoscuți, poate mai puțin cunoscuți. Mi-au plăcut prestații, nu știu pe cine chiar acum aș putea să... Ana Cernicova, piesă bună, prestație bună, Maxim Zavide, care de ultimii ani chiar se evidențiază și se vede o creștere, Carolina Gorun cu Daniel Șfeț, un duet iarăși foarte bun. Deci sunt interpreți care ar fi putut să fie pe locul 1, de ce nu? Așa că nu trebuie, chiar îndemn și colegii mei să nu ne descurajăm. Mergem înainte, creăm tot ce e frumos. Dar să știi că n-am simțit, a fost doar la nivel de întrebare, pentru că această deznădejde eu n-am simțit-o nici în postările tale de pe profilul tău de Facebook. Ba din potrivă, ai scris în felul următor. Te citesc doar ultimele două rânduri. Emoții de neuitat, este titlul, de fapt. Da. Și la final, tot ce e mai frumos abia urmează. Despre ce mai exact e vorba? La ce ai făcut referire aici? Spuneam că planuri de viitor am și nu e stat, deci Eurovision aici a fost și aici se finisează totul. Nu, tot ce e mai frumos urmează, pentru că chiar și în colaborarea asta minunată cu Paul Gamurar, pentru că e a doua piesă din colaborarea noastră de ceva vreme, și mai concret să zic așa, e vorba de echipa Ice Production, unde se poate face muzică bună. Dacă să iau și din comentariile colegilor mei de scenă, spuneau, cine ți-a scris piesa? E din afară? Nu, piesa e autohtonă 100%, e aici. Bine, și dacă vorbim despre piesă, cu engleza bănuiesc că ești familiarizată. Pentru că cânti în engleză, dar cu spaniola și cu accentele și cu combinația, cum ți-a ieșit? Iată, aici m-a ajutat foarte mult textierul Anatole Vărnicescu. El fiind un textier bun, e și un interpret foarte bun, un muzician. Și când am imprimat piesa, chiar l-am rugat foarte mult să-mi fie alături la imprimări. Și el a fost cel care m-a ajutat foarte mult și la accente și ca să fim cât se poate aproape de adevăr de limba spaniolă. Sper că ne-a reușit. Iar și aici am primit complimente că, băi, ți-a dat așa ușor, cum? A sunat foarte bine. Dar de fapt cât de ușor ți-a dat știi doar tu. Da, bănuiesc. Da, eu cum cât am ucizelat. Așa e. Da, a ieșit ceva frumos. Dacă ar fi să vorbim despre activitatea ta de ultima oră, ce ne-ai putea spune? Cu ce se ocupă Mihail Andrei? Sunt încă în promovarea acestui produs muzical. Mi-aș fi dorit mai multă implicare în această promovare, dar un pic planurile s-au dus peste cap, având în vedere toată situația care e pe moment. Cumva s-a cam tăiat din pofta de creare și de viață, hai să zic, într-o oarecare măsură, fiind presați emoțional de momentele. Asta vreau să zic, că cu tot ce se întâmplă în țara vecină, suntem cumva dezechilibrați exact. Emoțional. În cazul tău, cum se simte?
sau cum o simți tu? E chiar așa cum spui și tu, sunt ușor dezechilibrată, nu știu, e complicat să mai discut și în story pe Instagram, pentru că eram foarte activă în ultima perioadă, chiar și după Eurovision, pentru că se adunase în comunitatea multă lume nouă. Acum, deci nu știu despre ce să vorbesc, nu știu ce să le spun oamenilor, nu știu dacă e cazul să cânt. Bun, că cântăm ca să ne mai liniștim, să ne mai alinăm durerea, hai să zic. Eu chiar cred că e cazul să cânti. E cazul de cântat în continuare. Eu cred că voi, oamenii de creație, veți fi cei și sunteți cei. Sperăm, după cum ziceam, sperăm într-un viitor luminos. Sperăm la, să fie pace. Sperăm ca binele va triumfa. Dar, în momentele grele, noi, oamenii, avem nevoie de voi interpreții. Știi? Avem nevoie chiar și atunci când sufletul nostru râde, da, și în momentele în care sufletul nostru plânge. Exact. Eu te înțeleg în momentul în care zici tu că nu faci stories-uri pentru că ai o dilemă despre ce să le vorbești. În același moment să vorbești despre toate noutățile care apar, cumva te gândești că îi presezi și tu, presiunea vine și din partea ta, dar și să postezi în fata veselă, zâmbitoare și bucuroasă de viață, te gândești că tot nu e cazul. Da, dar nici nu mai am starea asta, care, pentru că eu întotdeauna apăream foarte pozitivă, începeam dimineața cu mesaj foarte pozitiv, încercam să dau emoțiile astea pozitive. Acum, când e complicat, e complicat. Mai aștept un pic, mai așteptăm, poate totuși se revine sau se convine la ceva, la pace, și se finisează toată nebunia asta urâtă care a dat peste noi. Să sperăm, știi vorba, speranța moare ultima și sperăm ca ea să nu moară. Da. Dar eu zic că e atât de păcat în același timp, pentru că noi sperăm, uite, vine primăvara, uite, se finalizează cu pandemia. Da. Cumva eram setați deja spre pozitiv, spre multă activitate, spre planuri, pentru că nu știu cum e în cazul tău, mulți dintre cei care se așează pe această canapea nu vorbesc de planuri de viitor, fiind și ei probabil debusolați sau mulți deja merg pe ideea că nu-mi fac planuri. Mă gândesc la ziua de mâine și viitorul apropiat, dar nu pot să-mi programez despre. Despre asta spuneam și eu. Planuri am avut foarte multe și le am. Deci tot și eu sunt cu speranța de care spuneai tu. Dar nu pot să zic încă nimic. Ce-o fi mâine, până mâine e mult, peste noapte nu se știe, se pot schimba lucrurile atât radical, pentru că asta exact și s-a întâmplat. Ne-am culcat în liniște și în pace și peste noapte să ne trezim în război. Adică vedem ce se întâmplă până mâine. Familia ce-ți face? Bine, mulțumesc. Mă bucur tare mult că în această perioadă Ștefan este acasă. Nu știu cum s-au întâmplat lucrurile ca anume acum să fie alături. Spuneam că era să fie mult mai complicat și pentru mine emoțional dacă el era la distanță. Dacă nu era acel umăr bărbătesc, acea încurajare, acel cuvânt bănuiesc că totul va fi bine. Da, el este cel care mă liniștește și totul o să fie bine, cu toate că în următoarele zile trebuie să plece înapoi, dar vedem iarăși cum se așează lucrurile. Într-adevăr. Fetița îți crește. Da. Te felicit. Mulțumesc. Și ia să-mi zici, care sunt activitățile voastre preferate pe care le faceți de obicei? Andreea, dacă deja merge la grădiniță, practic de luni până vineri este la grădiniță. Seara, dacă reușim să mai mergem la plimbare, dacă nu mergem acasă, ne pregătim pentru următoarea zi. În weekend îi place să coloreze, dacă tot suntem pe acasă, desene animate, cum fără ele, dar le selectăm, nu toate merg la privit. E un copil creativ, nu știu, îi place să danseze, să... Singură să-și facă... Da, cu muzica, încă n-a încercat, n-a apucat să fredoneze nimic. Cântă. Îi place, da, îi place. Nu știu, chiar aveam undeva o idee să mă ocup cu ea, pentru că dacă tot predau ore de canto, și le-am reluat orele de canto, dar iarăși în perioada asta cumva sunt neclară ce fac, mai vorbim predau, despre mai acea debusolare în care nu știm în care parte să o apucăm. Da, și spuneam că aș încerca să văd dacă i-ar plăcea să facă canto, m-aș ocupa cu ea. Bine, dar ea realizează că mama ei este o artistă. În momentul în care te vede la TV sau pe internet, cum reacționează ea? Foarte mult îi place. Deci eu pentru ea sunt cea mai bună, cea mai sinceră critică a mea și cea mai sinceră prietenă și susținătoare dintotdeauna.
Chiar astăzi când mă pregăteam să vin la voi, mami, ești foarte frumoasă, mami, dar așa te-ai machiat, mami, dar așa te-ai îmbrăcat, dar ochii asta, adică ea e atentă la toate detaliile și asta uneori mă miră, măi, un copil atât de atent să fie. Mulțumesc Domnului pentru acest dar. Chiar e un dar pe care o să-l am toată viața lângă mine și cea mai bună prietenă pe viață. Cu siguranță. Dar dacă tot e martora ta atunci când tu ți faci mai capul, n-a încercat, nu ți-a furat din rujuri, furat, zic așa, la modul figurat. Nu s-a băgat încă în trusa ta de machiaj? De fiecare dată. De fiecare dată când are acces, mami, un pic. Ce să faci? Să mă machiez. Dar nu se poate, copiii nu e voie să se machieze. Ba da, un pic așa să mă fac frumoasă. Și apoi Ștefan îi explică, uite, tu ești copil, tu ești foarte frumoasă, doar te trezești dimineață, te speli pe ochi și tu ești deja frumoasă. Și ea deja prinde firul ăsta că atâta timp cât este copil, nu e cazul să se... Să aprecieze frumusețea naturală. Da, nu e cazul să se mai machieze. Bine, și acum, dacă tot vorbim despre frumusețe, sunt curioasă să-mi zici tu cum te întreții. Ce secrete, ce trucuri de frumusețe ai? Cum îți întreții, de exemplu, acest păr frumos? Eu, nu știu, secrete mari nu am. Cum întrețin părul? Îl întrețin foarte simplu. Încerc să vorbesc cu el. De ce nu? Extraordinar. Da. E un secret, să știi. Să vorbesc cu el, să-l mângâi, pentru că totuși eu mi-am dorit întotdeauna să am un păr lung. Și asta, cel puțin în ultimii ani, ți-a reușit și îți reușește. Da. Încerc să produse cât mai naturale să folosesc pentru păr, măști, chiar și măști de acasă, văd ce am din produse naturiste. Fac sport. Merg la sport deja de jumătate de an, fac sport. Felicită! 6 luni e deja un termen, eu pot să confirm. Deci, adică am intrat deja în tema asta a sportului și chiar îmi place, nu vreau să plec. Dar e important să treci de o anumită perioadă. Bănesc că prima lună este entuziasmul, a doua cam scade, a treia cam te gândești să lași, dar dacă treci de o anumită perioadă devine o rutină, un mod de viață. Cu siguranță, nu știu, pentru mine cel puțin a intrat deja în ceva, într-o viață normală, să merg regulat la sport de 2 ori în săptămână. Și ce mai fac? Am grijă de rutina dimineață și seară, rutina de îngrijire a pielei, la față. Altceva... Nu frecventez cabinetele cosmetologice? Mai rar. Nu știu, adică atunci când am nevoie de ceva. De Dar dacă vorbim despre regimul alimentar? Și aici da. Și aici da, e foarte important regimul alimentar, ceea ce mâncăm, ceea ce bem, pentru că tot asta se vede. Da, suntem ceea ce mâncăm, suntem ceea ce consumăm, mai bine exact. Zis. Să nu zic să bem. Ziceam și în intro, cel puțin eu tare mult îmi doream să vin în această primăvară, chiar dacă vine cu un aspect mai trist. Da. Însă, oricum, primăvara pentru mine se asociază cu reînviere, cu prospețime. Pentru tine ce înseamnă primăvara? Primăvara? Ce e primăvara? Este anotimpul meu preferat. Eu sunt născută în primăvară, ca în luna aprilie. Exact. Și Ștefan tot e în martie, tot acum la început de primăvară. Nu știu, anotimpul ăsta, cum spuneai și tu, reînvie tot. Atât natura cât și noi ca oameni, nu știu, eu simt asta ca o revenire, reînviere. Restartare, da, restartare. De parte îți restartezi motorașul și îți dorești ceva să faci. Exact. Și chiar și simbolul ăsta a mărțișoarelor în piept, vreau să se păstreze această tradiție și să păstrăm mărțișorul. Dar tu ai reușit să cumperi mărțișoare? Da, am reușit și am și rezervă și din an. Deci eu când iau mai multe și dacă reușesc să le fac cadou celor dragi, bine, dacă nu mai rămâne pentru Ana. Da. Trebuie cum primăvară fără mărțișor. Uite că pe această undă eu îți doresc ca primăvara să vină nu doar afară, cât și în sufletele noastre și în sufletul tău. Mulțumesc. Să aveți primăvara în casă, în suflet. Și această primăvară să vină și cu pace. Cu pace emoțională, spirituală și pace în întreaga lume. Mulțumesc din suflet, Luminița. De asemenea, să aveți o primăvară minunată, prieteni, și să fie pace peste tot.
peste toată lumea. Că pe această undă eu o să te invit să ne mai cânti o piesă și știu că ne cânti despre dragoste, da. Pentru că, după cum ziceam, de fapt, dragostea este cea care mișcă lumea, dragostea este cea care cumva conduce, sau cel puțin așa ar trebui să fie, să conducă cu acest univers. Și zic că e o piesă potrivită pentru această zi, pentru acest început de săptămână și pentru speranță într-un viitor frumos. Da, cu mare drag. Da, te rog să vii aici pe platoul nostru, să te pregătești, iar în cele ce urmează, dragilor, eu, ca de obicei, vă îndemn să rămâneți în continuare cu ochii pe Tezaur TV, să o admirați, apreciați și aplaudați pe interpreta Mihaela Andrei, care ne cântă și ne încântă de această dată cu o melodie frumoasă despre dragoste. Acum vorbesc cu inima, n-ai